Bună, sunt Jacqueline de la Jacqueline Vlog, iar astăzi, cu ocazia că am realizat 50 de abonați, am decis să fac un videoclip special despre o teorie întunecată a desenului animat de pe Disney Channel, Phineas și Ferb. Deci hai să începem! Înainte să începem, să nu uitați de like și subscribe! Teoria Phineas și Ferb spune că aceste personaje ar fi existat în realitate, acestea fiind de fapt doar părinții și Phineas împreună cu sora lui mai mare, Candace. Aceștia erau o familie normală, doar că Phineas la școală era foarte mult bajocorit pentru că se spunea despre el că ar fi tocilar. Într-o zi la școală, Phineas a fost foarte rău lovit de un copil, încât a murit, iar de atunci Candace a luat o razna. După ceva timp, Candace și-a imaginat o lume în care totul ar fi fost bine, în care fratele ei era viu și mai avea un frate pe nume Ferb, care avea o boală care nu îl lăsa să facă prea multe chestii. Cam așa se explică și de ce mereu când Candace o aducea pe mama ei să-i arate ce invenții făceau, niciodată nu o prindea. În schimb, personajul rău, doctorul Doofenshmirtz, era de fapt psihologul ei, care a încercat să o ajute să treacă peste această nebunie pe Candace. Dar, pentru că nu mai a avut bani să-l plătească, mama lui Candace s-a gândit să iau aceste povești și să le vândă. După ceva timp, a reușit să le vândă la Disney și cam așa a apărut show-ul Phineas și Ferb. Cam aceasta a fost toată povestea, dar dacă mai vreți povești de genul, puteți să-mi dați un like și un subscribe și să scrieți în comentarii că vreți mai multe povești. Și poate vreți și ceva anume. Bine, la revedere!